Acum chiar aș vrea să vă spun secretul meu în premieră. Mi-e greu că acum o să știți și voi de treaba asta și o să-mi luați show-ul. Tu ai ceva în plus față de... poze, story-uri, reels-uri, OnlyFans-uri, toate alea le-am băgat. Da. Am prins un loc foarte mișto, exact acolo, între... copacii, da, la acel copac mare, dintre acei copacii mai mici. Sărmanii să vină să se uite la noi, nu-mi place. Nu. Știi? Cam așa se simte, știi? Uite cum stăm noi aici. Ia vezi, are parfum, are buchet, are pătrăcă. Are parfum. Da? A venit fata să mă cinstească. Așa, fata mea, mulțumesc. Ești o simpatică. Mi-a pus, bă, pe sărăcie, bă, n-ai văzut de când ești. Vezi să iei o sticlă de acolo, să fug cu ea? Auzi? Fă și mie o poză cu sticla așa. Gata, mă. Ai culo, eu o iau acasă, dă-mă un culo aici. Bă, dar vă înghesuiți la băutură mai ceva ca noi. Azi te fac muci, Alinu. Gata, nu mai mănâncă măcar cu mine. Am plecat. Hai cu neața și cu toate alea. Bună dimineața. De la ora 6. 6 pentru mine, da. E, 7 acum. Hai să mergem undeva. Astăzi Cezarau are show-ul ăla jmecher de tot. Și te duce, Alina, într-un tur din ăsta cu autocar, cu vapor, cu muzică, cu crame. Așa, și acum? Acum vedem. Now we're going... We can go to the bus right now. I will follow you. O să începem de aici. Turul pornește fix de aici, din fața acestui hotel. Iar cu unul din cele trei basuri o să plecăm noi. Destul de multă lume dacă trebuie să vină trei basuri din astea mari. Dar o să fie un tur foarte, foarte mișto. Abia aștept să ne suim pe vapor. Nu știu exact cât o să mergem cu basurile. Cert e că trebuie să ajungem într-un port undeva, unde să ne îmbarcăm pe un vas de ăsta super mișto, unde o să mâncăm, unde o să dansăm. O zi bună. Doar că a început ziua așa, cam înnorat. Așa e aici. Vremea schem, după cum v-am mai spus. Sperăm că mai încolo să se facă frumos, să vină soarele și pe strada noastră. Oamenii s-au mai văzut de mult, atât de mult, încât au dat și peste mine. Nu au avut niciun stres. Mai bine te rogi pe tine în brațe. Ce mai faci? Cred că mai bine făceau așa, ca să mă trezesc și eu mai bine. O cafeluță! La vapor. Mai e până. Păi, mă rog, râul e aici acum, nu știu exact unde e portul. Probabil că nu foarte departe. Ne place nou. Simt așa, și că plec în tabără. Mergem alea în tabără. Pe insulă. Am cam făcut astea de multe ori. Da? Noi doi. Ah, de tabără. De câte ori n-am mers în tabără? Da. Ne place în tabără. Abia aștept să ajung vaporul ăla, să fie acolo. Să fac și eu, să fac cu Alina o samba, o salsa, un călușar, ceva. Da, eu mă simt de parcă că am plecat în tabără cu părinții. Ah. Cred că suntem singurii... Două codițe, l-avem pe nenea ăla care are grijă de noi. Cred că suntem singurii turiști. Turiști internaționali, pentru că cel care o să stea după noi și să ne mai explice în engleză anumite lucruri este fix băiatul celui care are chestia asta, care are acest tur și până acum a stat doar și doar cu noi. Asta înseamnă că suntem singurii vorbitori de... Limba engleză. Nu, suntem singurii nevorbitori de limba portugheză, cel mai bine. Da, poate mai sunt alții care vorbesc alte limbi și vorbesc și portugheză, probabil, dar...
n-am mai văzut băiatul ăsta să vorbească cu altcineva în afară de noi. Așa că vă dați seama cam care e treaba aici în Brazilia și în zona asta de unde suntem noi. V-am spus că suntem într-un loc foarte puțin turistic. Aici mă refer la turiștii internaționali. Practic el vine cu noi doar pentru noi, da, să ne traducă, să ne explice despre ce e vorba, ce vom face și așa mai departe. Deci, treaba asta așa. Am aflat programul. Mergem acum cu autobuzul pe un lac foarte mare, lac ce se... nu știu dacă are legătură cu Rio sau Francisco, dar oricum este în apropiere. Pe lacul acela o să stăm timp de 4 ore, unde vom vizita și o insulă. Acolo o să putem face și baie, asta dacă o să se încălzească afară, da. Sper să da. Da. După aia venim înapoi pe barcă de pe insulă și o să mâncăm. După care înapoi la mal, de unde o să luăm autocarul. Mama, i-a țipat în urechi, frate. Și o să mergem să vizităm o cram foarte, foarte mare, pentru că acest tur se numește Vaporul Vinului. Frumos. Și conceptul ăsta e foarte, foarte interesant și cred că merge implementat cumva și pe la noi, acolo prin Delta. Că în zona aia de Delta, bănuiesc că în apropiere se poate lua un autocar și să mergi să vizitezi vreo cramă, nu știu, zic eu. Când trebuie să fie în apropiere, la câte crame avem noi în România, se poate face un tur ca ăsta. Da, și după aceea, după ce terminăm de vizita crama, venim înapoi aici, în locul de unde am plecat, ne luăm mașina. Și ne vedem de drum. Da, și înapoi acasă. Fericiți și mulțumiți. Da, pentru că mâine avem iarăși o din aia forță. Am extins și mașina. Am luat-o pentru încă o săptămână. Pentru că ultima dată ne-au spus că nu avem cum, adică e peste puterile lor să-mi dea mașina mai mult. Pentru că maximul aici e o lună, după care trebuie să te întorci înapoi, s-o lași, să faci un alt contract. Și am reușit atunci două săptămâni, iar acum am reușit încă o săptămână. Am băgat-o pe aia că vine ziua mea, că nu știu ce, bla bla bla, și s-a făcut milă de mine. I-am combinat, ce să mai, i-am combinat, pe românește așa. Gata, am ajuns. Acesta este vaporul cu care vom merge astăzi pe acest lac. Un lac ce are o suprafață de 4.000 de kilometri pătrați. Este un lac imens. Unul dintre cei mai mari lacuri din America Latină. Undeva pe mijloc, pe acolo, e insula unde vom opri. Alina o la apă, sau mai bine la ocean. Bunții. Practic ăsta e ca o mare. Vaporul e casă. Da? E ca o mare lacul ăsta. Aici, hai să mergem ușor așa, către vapor. Aici avem sa lateral direita, tá bom? Băi, și cu muzica, trebuie să vedem unde stăm, să ne luăm și noi un loc. Ce frumos e! A zis că am intrat la o nuntă! A zis să ne ducem cu partea să umplem mesele. Ah, ok. Gata, acest zarau s-a dus să facă rost de cafele, pentru că nu le vedeam în meniu. Și am rezolvat. Te-am rezolvat, Alina, cu două cafele. Cu două cafele, bine, una pentru mine și una pentru tine. Da, mi-am dat seama că dar nu le vrei de amândouă pentru tine. Are tot ăsta la aparat și am ales la te, știi? Ca să mergem la sigur. Și caleta trebuie să cobor? Afu-i mea. Cezarea o inspectează. Și venim aici în sus, că nu se aglomerează foarte tare, să vedem cum e barca. Ia vedeți aici ce avem sus. Mă, jacuzzi, fiți atenți aici. Frumos. Mamă, e mișto barca asta. Șeslonguri să se stea fetele la soare. Asta dacă iese soarele. Și topogan. Probabil când o să oprim, ne putem da pe topogan direct în apă. Cât de tare. Ia uitați-vă că de aici se vede și mai bine acest lac. Am înțeles că există o legendă. Cum că
înainte de foarte mult timp, adică, nu știu, mii de ani, aici a fost o mare, după care a fost un deșert, după aia au locuit oameni aici și după aia v-am spus că au fost relocați, iar acum este mare din nou, care de fapt este un lac, dar fiind atât de mare, au spus că marea a revenit. Mișto. Încă mai vin persoane, în total sunt 3 autocare. Primii am fost noi și mai sunt acestea două. Unul a plecat și da, oprește și ăsta și o să mai coboare de acolo ceva persoane. Mama, a venit cafeaua. Da. Dacă nu l-am luat valierele la noi, eram mâncați. E multă lume. E foarte multă lume, toată lumea vorbește în același timp, se vorbește la microfon și bate și vântul, deci le avem pe toate. Da. Foarte bine, mama, deci chestia asta e super tare. Eu sunt oricum nebunit după cănile astea de tablă și așa mică n-am în colecție, deci trebuie să găsesc. Trebuie să căutăm în toate supermarketurile pe care le vizităm, da. Să căutăm ce bine, știți. Bine, asta tot de acasă, că... Da, nu, e două, de-astea, ușoară, două de-astea putem să luăm după noi. Sigur că da. Sunt utile. Eu dacă găsesc pe eu. Da, sunt utile astea, că cine știe pe unde ajungem. Cine avem un ceas pe cafeaua. Panou solar avem, o să ne luăm și ce scuțe. Auzi, dar facem pe aia românească. Plecăm cu ele în buzunar. Și săpunul de la baie, știi că înainte la noi, la hotel, de la hoteluri, se pleca cu săpunul în buzunar. Cu alea micuțe. Da. Acum... Ne-am ajuns, găsim săpun mare, da, Protex, Rexona, e nou, e ambalat, dar nu-l mai luăm, nici măcar nu-l folosim. Alino de la TV, la Capitan de Vas. La Capitan de Vas, da. Am adus aici la domnul Capitan. Să vedem și noi care e treaba. Cum se conduce nebunia asta. Pare să fie simplu, dar în același timp și complicat. Da, păi e complicat să conduci, adică, să conduci camionul ăsta. Pare să fie simplu că nu are chestii, n-are multe butoane, nu are multe chestii. Da. Te se știe acolo cu busola. Ești doar una foto? Cu busola, cu nordul, cu vestul, cu sudul, cu pupa. Hai, nu la pupa. E că l-am întrebat dacă putem să facem o poză. Fac o poză. Ți-am pus pe portret ca să ne iei așa. Uite acolo, domnul capitan, uite acolo. Hai, uite, obrigat. Pugi acolo să-ți fac o poză frumoasă. Pac! 3, 2, 1, photo! Another one! 3, 2, 1, photo! Good! Uite, obrigat! Ok, uite, obrigat! Mă pune la treabă! Esa mão aqui, esa aqui! Esa aqui! Pronto! Așa, Alina, bravo! Frumos! La pupa, zi, la pupa! Este! Frumos! Uite-o, brigadă! Ai, perdon! Ai condus la pupa? Am condus, da! Ce frumos e de aici! La țările! Ești la năuțiți! Ia, zi! O iau la dans, de bunuri! Ne trimite să dansăm! Am înțeles eu care ești tu! A zis, duceți-vă și faceți și voi o faceți un dans, combinație. Faceți o nebunie, duceți-vă, e pe fericire, mamă! Da, dar toată lumea de aici e pe distracție și cam așa ar trebui să fie. Nu vezi oameni morocănoși, toată lumea dansează, au chef danseze, mai devreme erau fix aici, pe zi, aici, pe puntea superioară, dansau. De ce pune frumoase? N-au treabă, da, ce ai, mă? Tu și cu Băsescu ce mai conduceți în astea. Și ce mai purtăm și cu țeniul ăsta. Da. Cum se numească astea de capitan? Bă, nu știu, șapcă de capitan. Au o denumire, bănuiesc. Da, șapcă de capitan.
Marina, hai la apă. A, chiar o luăm prin apă? Păi eu ți-am zis că o luăm prin apă. Sus bate vântul tare, aici, și aici bate, dar nu e chiar așa. Hai că trebuie să stăm la rând. Ușurel, să nu ne rupem pufarina. Hai. Trebuie să... stai că trebuie să... Hai, Lina! Să lungă bară pe aici. Hai, așa. Vezi? Nu, aici ținte de bară, că te dă apa. Gata, hai! Ținte de bară, neapărat, așa. La valiera! Las-o, haide! Hai, Alina, hai! Că n-are nimica. E frică de la valieră. Te stropește puțin, dar n-ai, că e apa mică. Hai, 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 hai! Ai văzut? N-am știut cât de adâncă e și da. Era și copilul care se juca cu apa. Aha. Era ăla mic care se juca cu apa și mi-era că stropește la valieră. Bine ai venit pe Fantasy Island. Wow. Insula fanteziei, sau cum ai zic, e insula iubirii. Da, așa deci, a zis ghidul nostru astăzi. Deci, Alina, se pare că am luat-o pe calea romantismului. Ușor, ușor, da, ești pe calea cea bună, dar ușor, ușor, așa, hai pe încep aici. Să fii și tu normal. Hai pe aici, pe la apă caldă. Toate lucrurile încep așa, ușor. A, ce caldă e asta. A, gata mă, aici e cadă, aici stăm, ne punem aici în fund. E, nici chiar așa, hai să ne plimbăm și noi. Da, hai să ne plimbăm. Foarte mișto acest tur, foarte bine gândit. Acum când noi stăm aici pe această insulă, ei pregătesc prânzul. Au început să aducă tăvile cu mâncare. Va fi un bufet tip suedez unde ne vom servi cu ceea ce dorim. Și trebuie să luăm și noi o sticlă de vin, ceva, să ne simțim și noi bine aici. Pe aceea o cumpărăm. Pe Vaporeanu, dar au prețuri, da, foarte bune pe vapor la vin. Ei, pentru că sunt parteneri cu o cramă. Cea mai mare, una dintre cele mai mari crame din Brazilia, dacă nu cea mai mare, se numește Miolo. O să mergem să o vizităm după ce ajungem înapoi cu vaporul la mal. Și prețurile sunt de producător. Adică o sticlă de vin bună e undeva la 40 de lei, 50 de lei. Am văzut pe la 70 de lei. Stai că înțeapă ceva pe aici. Sunt niște chestii. Vrei să-ți dau papucii? Nu, eu nu pot așa ceva. Nu pot papuși de aia. Atunci, dacă zici că înțeapă, eu o să iau în picioare. Ia, bine, o să merg pe aici. Ideea e că pe acolo mai sunt scaiți ăștia și de-aia mergem pe aici, pe lângă apă. Da, și nu putem să ne îndepărtăm foarte tare. Da. Pentru că sunt șerpi pe aici. Mi-a zis ghidul nostru că ne putem plimba, nu e nicio problemă, dar pe aici, prin zonă, să nu o luăm la sau pas, așa, da. Să nu ne îndepărtăm și să nu mergem foarte departe, pentru că dăm de fel și fel de insecte și de șerpi, în principal. Și fără șerpi, că Alina nu e fan șerpi. Cine naiba e fan șerpi. Da, și asta e despre această cramă. Vinurile de aici, de pe vas, sunt la preț bun. În mod normal, cum se întâmplă prin alte locuri, când te duci într-un tur ca acesta, toate prețurile de pe vas sunt ridicate. Aici nu, aici prețurile sunt normale. Noi am plătit 80 și ceva, 84 de dolari pentru amândoi și avem inclus prânzul acesta și degustarea de la cramă. Iar la acolo la cramă, dacă ne-a plăcut un vin pe care l-am degustat, o să putem să și cumpărăm de acolo, de la magazin, bineînțeles, tot la preț de producător. Ceea ce e bine. O, da, aici, iarăși, nu zici că ești la zi, deci, pe apă dulce. Apă dulce, da. Am impresia că sunt la mare undeva, la ocean. Da, pentru că e și foarte... apa e foarte curată. Și a avut de toate băiatul, când iese soarele, se vede așa, Caraibe style. Se vede, da, se vede lacul din ce în ce mai cristalin. Hai încolo. Să mai mergem așa să ne plimbăm, că dacă nu o luăm pe acolo, în sus, o luăm pe aici, pe lângă apă.
o oră avem timp la dispoziție suficient. Hop, iar a mai intrat ceva în picior. Păi da, nu cred că... Ah, sunt țepi. Sunt țepi din astea. Bate vântul și aduce pe aici. Nu cred că e o problemă dacă ne plimbăm pe aici, prin... Nu. Pe margine. O problemă e dacă mergem mai în adânc, în... Unde e vegetație, unde... În vegetație, da. Niște... Și marea problemă e pentru animale, să nu le speriem pe ele, să nu le invadăm teritoriul, nu neapărat pentru noi. Mi-ar plăcea să vedem niște maimuțele. Din alea micuțe. Dar la mici drăguțe. Ce, zaraul se cocoață, că nu se poate abține. Și uitați-vă și voi cum arată aici. Cum zice fratele Gabriel de Ryan Family, la pustia. Aici ne spunea să nu ne îndepărtăm prea mult, adică să nu mergem prea mult încolo, în vegetație, că sunt șerpi și alte legioane. Dar da, nu o să mă duc mai departe, nu o să-mi încerc norocul, că e cel mai bine. Dacă ne-a spus să nu facem anumite lucruri, păi nu le facem, să coborâm. Alina s-a apucat de dans. Te-ai apucat de dans? Da. Îți trăiești viața? Viața asta frumos. Acesta este... De fapt, aceasta este altă reușită aici, în Brazilia. Big Lique Cezarao. A, pe care, la fel, am găsit-o așa, căutând de nebun, că foarte mulți întrebați. Da, cum le știi? Ai tu ceva? Da, am. Acum chiar aș vrea să vă spun secretul meu în premieră. Mi-e greu că acum o să știți și voi de treaba asta și o să-mi luați ștoul. Secretul meu pentru a descoperi aceste locuri minunate începe cu G și termină cu E. Are niște ouri pe la mijloc. Google. Atât. Da, pe lângă Google îți mai trebuie ceva, bosule. A? Tu reușești pentru că ai răbdare să cauți. Și șto, și talent. Bine, și meseria de IT care te ajută foarte mult în a căuta în tot felul de site-uri și în tot felul de locuri pe Google. Ca așa să cauți doar pe Google și tu ai ceva în plus față de... Păi altfel toată lumea face chestia asta. Dar în principiu e vorba de răbdare. Nu vreți să știți câtă răbdare are Cezarao să caute locuri frumoase, locuri bune, la preț acceptabil. N-aveți idee. Și uite că aceste căutări, această răbdare, tocatul de nervi, că la un moment dat implică un tocat de nervi de ăsta la nivel înalt, uite că aduce și răsplată și ne bucurăm de aceste clipe acolo, că nu sunt mari. O oră, o jumătate de oră, după aia două ore în altă parte, dar cât să ne încarce. Ce e acolo? S-ar putea să fie un cuib de ceva. E un cuib sau este un stup de albine? Nu, nu este cuib de ceva, dar e dintr-un fel de pământ, nu de albine. Uite, mai e și unul aici de paie. Aici este de paie, da. Gata, înapoi la barcă, că am băgat poze, story-uri, reels-uri, OnlyFans-uri, toate alea le-am băgat. Da. Am prins un loc foarte mișto, exact acolo, între copacia, da, la acel copac mare, dintre acei copacii mai mici. Mamă, ce mă înțeapă aici, mă? Mamă, dar toți caieții sunt pe aici, frate. Vezi că-l iei și freză. A? Îl luai în freză pe celălalt. A. Și gata că din clip în clip ar trebui să sune... Clopoțelul. Azi, când sună clopotul, de fapt, ca la biserică, veniți la barcă, că plecăm. S-a pus topica, hai să vedem ce găsim. Ce găsim bun, Alina? Da. Eu am găsit de ceva bun, ia uite aici. Ia uite aici ardei, Alina. Auzi, dar ne luăm dacă mor după, mai bine. Da. Mai bine, să nu stăm cu ele în mână. Lasă-le, că am pus mâna pe ele. Da. Uite saratele, îmi place mie. E roșii verzi. Eu sunt fiind după salata aia. Saratele se strică. Mie, am gustat și eu din salata aia de roșii verzi, dar nu mă... Nu, mie îmi place. Muito bun. E muito bun? Aha. Muito bun. Eu îmi iau salata de castraveți. Așa. Mie punem din asta. Din asta? Da. Nu știu ce e, dar
Mai pune, mai pune, că nu pui de la tine. Pune și doi de castraveți. Așa. Păi eu știu cum mănânc, din toate câte puțin. Uite asta de roșii verzi, ce-mi place mie. Îți place asta ție? Mie, mai, și mai pune una, să fie salată multă. Sunt foarte multe chestii aici, așa, să vrei să-ți pui din toate, da? Da. Să spun așa puțin. Speclă vreau. Așa. Ești mai bun? Nu. De asta eu nu vreau. Vrei? Nu. Asta e fasole de aia care nu mă... Am mai mâncat fasole din asta și dacă vrem putem să mâncăm și în altă zi, așa că hai să vedem ce e acolo. Nu mă tentează că vorba ta, am tot mâncat din asta, de mi-a ieșit pe... Las! Auzi ce frumos cântă! Vezi să nu dai în spate! Să nu dai în spate, că dai peste păzfurie! E domnul care și-a rupt farina când am urcat pe vas! Asta e orez! A, dar uite, un mix de ăsta de orez cu fasole vreau. Îți spun, da? A, banane, bagă. Cred că e mâncare de banane ceva, gata. Da? Eu trebuie să încerc tot. Și pește, mă, eu îmi pun de până la mă din toate, mă. Așa, pune și o lingură de asta. Cezarau încearcă tot, ciuperci. Așa. Pește? Unu. Asta cred că e poțo. Ce este asta? Carne? Carne de pui. De vită. Pune și un pic de pește cu vită, cu toate alea. Bag acolo. Carne de pui. Si. Și niște cartofi, Alinao. Pescado? Uite, brigadă! Da, uita și aici, Pican Dragon! Strong, that's strong! Yeah, I eat like spicy dragon! It's ok? Eu zic să pun un picuț... Da, bă, că am pus un pic! Mi-a zis să pun, ați văzut că e picant, gata! Am pus puțin! Nu, vreau să vă spun că picantul ăla pe care mi l-am pus e chiar picant dragon. Mie îmi place, n-am să zic, dar e acolo, la limita aia, să țip sau să nu țip. O să mori, așa e? Da, dar e o moarte plăcută. Totul este foarte bun. Ăștia nu sunt gata, sunt cartofi. Sunt banane prăjite. Da, că sunt dulci, așa. Și la fel și, la fel și mâncarea asta, adică mâncare de banane ceva. E dulce. Da? Banane, da. De când după ce am mâncat, am luat și o sticlă de vin. Un roșu sec. Acest vin este de la Miolo, exact de la rama unde o să mergem noi după ce ajungem cu barca la mal. Este un vin bun. Bine pe bine. Hai, noroc, Alin. Să-ți fie de acolo până dincolo. Vezi că e mai sec așa. E mai pătare. Ăsta e de ăla, așa. Care îți provoacă o stare de bine. Altceva? Abia aștept să ajung acolo să gust și din alte soiuri. Super! Da. Da, chiar este un vin bun. Cum ar spune indienii, muito bun. Șervețel! Ia-l! Salvează-te soase! Ce nu facem? Ce să le mai salvez, că le-am omorât de așa? E bine că de hârtie, nu-i de plastic. Se deteriorează repede. Mi-e pare rău, Poseidon, n-am vrut. Auzi? Hai să venim și noi pe romantism, mergem sus acolo. Ce zarau! Am mâncat, acum beau. Hai, noroc!
să fim sănătoși. Să ne, cum am zis eu mai devreme, să ne fie de acolo până dincolo. Mai avem, cred, vreo jumătate de oră până ajungem. Ha, gata, se vede de aici. Da, cam o jumătate de oră. Ia vezi, Alin. Ai tu ștou tău? A să-l vezi în soare. Altceva, Alin, altceva. Dar trebuie să-l iei, mă. Să-l guși, să-l nu știu ce, să-l savurezi, să... Nu e, bossule, vreau să-i fac poză. Ce, crezi că dacă mă uit la el în soare, e frumos? E frumos. E frumos, n-am zis. Dar trebuie să mai beau pe aia făcut. Pregătăriți cuvintele. Și să vă mai spun o chestie. Stai să mai beau și o gură ca să vă zic. În cinstea lui bătrânul Backpacker Life, că ce mi-a plăcea și lui vinul roșu. Să-i fie într-un ceas bun. Era băia bun. Auzi, Alino? Adevărul că știu absolut. Asta era de noi. Uite aici, așa frumos, pac, cu paharul de vin lângă. Așa trebuia. Și costul e așa, fiar. 50 de real de persoană. 2 persoane 70, 390 și 420. Deci, te-am spus că e de VIP. Dar și știi cum mi se par locurile astea? Dacă erau mai multe jacuzziuri, mi se părea ok. Treaba asta să fie un jacuzzi și eu să-mi plătesc acolo ca să stăm noi doi acolo. Și sărmanii să vină să se uite la noi, nu-mi place. Nu. Știi? Dar cam așa se simte, știi? Uite cum stăm noi aici și sărmanii vin pe aici să se uite la noi. Deci nu e scump, dar e așa, cumva e ne face... E ca și când, da, eu vreau să le arăt la toată lumea. Exact. Vreau să arăt tuturor cât de boss sunt eu, știi? Da, și nu. Dacă erau mai multe, da. Ne-am luat un vin. Nenea ăla de lângă noi la masă s-a uitat un pic așa, ca și când, da. Ne respectăm și noi un pic după... Un pic, da. Deși mi-ar fi plăcut, maxim mi-ar fi plăcut, dar când sunt așa în centrul atenției, nu. Mie îmi place să fiu în centrul atenției cu caterincă, cu treabă bună, cu veselie, cu dans, cu alea, dar nu așa. Bine, nu, nu-mi place. Hai, ca să-ți spun pe aia dreaptă, Cezaraiu, eu știu de ce tu ai luat și o sticlă de vin. Cu toate că noi o să mergem la cramă și o să degustăm mai multe soiuri de vin acolo. Tu ai luat aici o sticlă de vin pentru că mi-ai auzit pe mine ieri sau alaltăieri. Nu mai țin de exact când am zis că mi este poftă de un pahar de vin. Ce? Mi-a rămas întipărit. Și ție ți-a rămas întipărit. Și dacă acum dacă mi-ai spus, eu o să-ți confirm, să știi că așa e, la tine m-am gândit. Da. Ia, vedeți că fuge Alina. Fuge Alina, fuge! Gata, turul cu Balta s-a încheiat. Papa, ne-a plăcut foarte mult. Maxim chiar ne-a plăcut. O experiență super tare. Și a început să plouă, cum am coborât din barcă. Deci, șefule, să-ți trăiască ție un neamul tău și toți ăia ai tăi. Lasă-ne, mai tare a început. Da.
S-a pus pe noi, a zis, stați așa. Și știi de ce? Nu, că ți-a căzut șervețelul în apă și se răzbună pe tine. Aoleu! Hai, fuga la autobuz! Auzi, tu când erai mică te uiteai la abracadabra? Da, mă uitam. M-ai speriat. Dacă dori. Păi dacă mi-e dat să beau? Bine, cât ai băut o gură de vin. Am băut, e, am băut un pahar, ce? Da? Și e sec și pe mine asta sec, cum ar fi răsut. Vezi că mai avem de degustat. Păi o să iau și eu de la mai slab, ca să degustăm. Vezi că Alino, dă banii ăștia, băi tot ce-ți dă. Dacă ăsta e gratis de la Crama. Nu lăsa nimic? Am ajuns la Crama. Abia așteptam dacă mă întrebi. Da. Să degustăm, să vedem cine care e treaba, cum se face vinul, cum se face toată nebunia. Trebuie să stăm undeva. Da? Arată bine nebunul, hai nou. La mulți ani să ne fie de acolo până dincolo, după cum zic eu. Ia vezi, are parfum, are buchet, are pe drept. Are parfum. Da? Parfum de la... Parfum de la bun? Simți că e ziua ta când bei? E sec? Are și o aromă plăcută. Da? Nu ce, câte, ceva, câte, așa, câte fructe, ceva sau e sec, sec? Da, da, de fructe. Da? Da, ceva de fructe... Exotic, așa... Mango, așa, ceva. Că vine acum Cezaro. Hai ia, că vedem. Atenție. Vedem, vezi. E pe jos, după Newton. Legea gravitației. Da, este destul de sec. Dar e plăcut, e băubil, la 2% cât are, bei de ăsta. Ăsta e foarte bun de băut la noi vara. Dar mie îmi pare că e și un pic fructat. Da. Bei de ăsta vara, de n-ai aer. Cezaraua primită al vin, deci diferența ar fi, la culoare ar fi așa. Primul a fost ăsta, este un roze. Un ușor roze cu tentă, dar nu știu ce. E vin, mă, ce aveți. Dar ăsta este un alb, a spus eu că este sec. Hai să-l vedem. Da, ăsta e mai... e puțin mai dur, așa. Ia. Am fost alegere bună că nu mi-am pus un pahar? Nu, 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 o să vezi, dar la prima gură e diferit, că te lovește un pic. Vezi? Da. Și temperatura e potrivită, deci așa se bea. Ăsta se servește undeva la 7 grade, iar ăsta eu consider, atât pe ăsta alb cât și pe ăsta roze, le consider vinul potrivite pentru plajă sau pentru vară. O să vinul duci cu ăsta, da, o duci cu ăsta mult. Am înțeles că ăsta ar fi cel alb prima dată, așa a spus doamna. Da, e mai spre roze din ce văd. Sau înțeles el bine la început. Iar vezi că am băut ușor cu tăbură și nu am nimic. Asta înseamnă că sunt vinuri de calitate. Eu cred că sunt cel mai bun tester pentru vinuri din astea spumante, pentru că la prima gură, dacă era ceva prost, începea să stomacul să-mi zică, bossule, vezi că e deranj. Dacă mai bei, e pe răspunderea ta. Dar nu, n-am absolut nimic, este plăcut, ceva bun. Hai la mulți ani, Alin. La mulți ani, tu, ție, bine acum, se apropie. Păi să vezi ce fac de ziua mea, mai șmecherie. Te duc. O să vezi. Iată că și în Brazilia se prezintă sablarea sticlului de vin spumant. Eu am mai asistat la câteva prezentări din astea în România și cred că la fel ca în România toată lumea o să fie uimită când tipa asta dă cu acea sabie și sare dopul, toată lumea o să țipe, o să urmă. Ce v-a zis Cezaraua? Toată lumea e topită. La câte prezentări de-astea am văzut, pe mine unul nu mă mai impresionează, dar eram sigur că toată lumea o să țipe. Le-am zis dinainte cum o să fie. A venit fata să mă cinstească, așa fata mea, mulțumesc, ești o simpatică. I-a pus, mă, păi, dacă nici Cezaraua nu mai e servit așa cum trebuie, a? O zi la 5 ani are și Cezaraua. Ce faci, mă, mie vinul? Ai grijă să nu te amețești. E bun? Uite bun?
Ah, o să e dulce? Ok. Să fie dulci? Da. Păi, e și fată, e normal. Și în general. Mie vinul îmi place când... Mie vinul îmi place când îl beau să dea cu mine de pământ. Să fie tare, să fie sec. Mamă, ce dulce. Asta chiar e... Zici că e... Au băgat caramele în blender cu... Nu-ți place? Ha? Nu-ți place? E ok, dar pentru gustul meu e foarte dulce. Mie îmi place vinul ca n-are niciun pic de zahăr, să fie sec, sec. Să cum când beau o gură de vin, să fac așa. Hai să vă arăt o chestie. Deci, la sfârșit ne-au adus niște coniac. Vreau să combin coniacul cu puțin vin. Și am spus cu nu. Acest vin spumant care e foarte dulce și Cezara o nu i-a lăsat. Am spus nu faceți asta, că nu stricați mie talentul. Și da, vreau să-l simt. Și vreau să-l gust acum. Mă cam luat de cap Cezara, o să știi. Ține și o cameră, dacă tu te luat de cap. Mă țineam de pahar. Deci asta e un coniac. După miros nu e așa tare, adică nu e, cam gustat un coniac ar trebui să fie undeva la vreo 35-40 de grade. Iar ăsta? Ăsta cred că are 15 grade. I-am gustat din el și știu că nu deci este super, tare. Deci e super, super light, dar e ok, e parfumat, e gustos. Însă și ăsta, coniacul ăsta, Cezarao bagă de ăsta capă apă minerală. Deci e, dar e foarte bun că e gustos, asta e. Are o aromă mișto. Mergem acum mai departe să vizităm crama și cred că vizităm, de fapt, fabrica, unde sunt containerele alea mari, unde se face vinul. Să vedem cum se face vinul, da. Hai să mergem. Până acum am învățat cum se deschid sticlele de vin. Și cum se bea. Cum se bea, ce fel de vin este. Eu am ales să-l beau pe ăsta, care e foarte dulce, e pentru mine. Cezara, o ia camera, că nu mai țin picioarele. A, nu. Hai noroc și hai de pat! Așa fac VIP-urile, după ce pleacă lumea, venim și noi și aici vedem exact locul unde vin strugurii și aici se separă învelișul de miez. Ar veni, se pun în aceste butoaie și mai departe o să mergem acum să vedem unde se stochează vinul. Deci aici e cumva, vin struguri de acolo, se culeg, ajung aici, se curăță. Exact. După care sucul extras din acele boabe ajung în aceste butoaie, care se transformă în vin și o să vedem acum unde merg. Niște butoaie foarte, foarte mari, unde se păstrează. Clar. Da, și după care se îmbuteliază în sticle. Haideți să vedem. Eu mă simt ca acasă aici. Păi da, că tu oricum ai informații foarte multe despre vin, da. Așa că nu ai cum să nu te simți ca acasă. Uh-huh. We can go if you want. Ok. Eu mă uit că lumea așa e foarte entuziasmată, așa este de chestia cu vin. Brazilia, ca să vă spun pe aia dreaptă, nu este un producător așa de vinuri foarte, foarte mari. Fac și vinuri, dar nu sunt recunoscuți la nivel mondial. Vecinilor, Argentina, da. Dar Brazilia mai subțire. Și acest grup care se numește Miolo sunt printre cei mai mari din Brazilia, pentru că sunt, oricum, la număr sunt doar câțiva, sunt care, da. Care fac vin. Și atunci toată lumea e wow. Dar, bine, ei nu știu dacă ar veni oamenii ăștia prin România și ar vedea cel puțin 200 de crame, ar fi, bă, ce mă, oamenii ăștia beau în continuu? În această hală de aici este distilerie. Aici sunt butoile alea mari unde se obține vinul. Hai să intrăm.
Așa arată, niște butoaie foarte, foarte mari. Iar aici, cum îmi place mie să spun, se produce minunea. Aici e minunea, Alina. Da. Și după aia de aici pleacă mai departe către alte butoaie și din acele butoaie pleacă către sticle. Dar, de fapt, aici de fapt se produce vinul. Aici vinul cu alcool. În partea altă, în prima parte era gen mustul. Da. Se separa bobul de miez, se făcea era mustul. Da, brățarea se face sucul din... Exact. Și după și aceea vine aici. Și aici vine, exact, de fapt, cu alcool. Oh, se mai servește niște vin. Aoleu, Cezarău e pe val. Pleacă Cezarău de aici în patru picioare. Păi eu deja... În patul labe. M-a luat, păi zic că m-a luat alcoolul, m-a luat și căldura acum, că după ploaie vine soare puternic, boss. Și apropo, și... apropo, referitor la cost, pentru $84 turul ăsta, este... Pentru amândoi? Da, este super, super, da, ok. E chiar foarte ok pentru tot ce ți oferă și informațiile pe care ți le dă. Da, da, și așa. În general și... Cum să zic, oamenii sunt foarte mișto. Și așa, ai mâncare, ai distracții, ai muzică live, ai vizita asta aici, ai degustări. Cezarău, vedeți că mai are încă. Voi n-ați băut după cameră, dar noi am băut până acum. Nu ne-am oprit deloc. De pe vas, de când am deschis sticla aia de vin, până acum am băut într-una. Le-am spus că în România, de obicei, când se pune în pahar, trebuie să-l bei. You can try it, the alcohol. Ok. The This is just the alcohol? Yeah, it's just the alcohol. This is ethanol. Yes. Deci oamenii nu vreau să încerc. Nu s-au oprit aici, vor să ne mai dea alcool. Dar vreau să văd cum arată. Ah, e alb. E alcool pur. Ăla este. Dar e alcool pur, știu cum este. Da. Ăla băgăm în mașină aici. Da, da, da. Nu, că dacă îl gustăm pe ăla, ne ducem la spital. Dacă îl gustăm pe ăla, apelăm la asigurare. Iar acum, Alina, am ajuns în zona unde se păstrează vinul. Până ajunge în sticle, se păstrează în aceste butoaie. Aceste butoaie. Da, să mă duc mai aproape așa ca să vedeți. Ia uitați aici câte butoaie. Frumos. Mă simt un pic așa, unde ești Alina? Mă simt un pic ca în America Express, așa, când i-au pus pe... Eu am avut imaginea asta de când am intrat și am văzut butoaiele. Când i-au pus pe băieți și să numere butoaiele, exact. Și că a fost o probă unde au numărat toate butoaiele astea și la sfârșit a trebuit să dea suma corectă ca să treacă la probă următoare. Exact. Vreau ție să-ți dau ceva tânăr. Vreau să-ți dau să gust ceva de 15 ani. Un ce gândul nebună, că nu o facem de astea, că e interzis. E vorba de vin. Where are you from? Romania. Yeah. Welcome. Thank you. Du-te tu, ia casa de guști și o să gust de la tine. Suntem aici exotici, atât de unde sunteți, de unde ai. Dacă sunt singuri. Singurii străini de aici, știi? Da. Că nici nu parem americani sau altceva, știi? România busă, știi, bun. Ne vrăjiți cu vinurile voastre. Păi noi de-astea facem galgare, știți de bun la cap. Eu când mă duc și îmi cumpăr apă de gură, eu de fapt îmi cumpăr muscățel. Eu dimineața fac galgare cu de-asta. Persoana, a gente tem que sair agora. Îmi pui și mie, fata mea. Como eu não entendi? Pra servir? Si. Poco de... Gata, fata mea. Poco de vino. Thank you. Un poco. Ok. Muito obrigado. Miroase bine. Îți place? Da. De mirosit miroase... Dăm să te fermezi. Miroase bine. Mi-a pus, bă, pe sărăcie, bă, n-ai văzut de când ești... Vezi să iei o sticlă de acolo, să fug cu ea? Auzi? Ai fi în stare. Fă și mie o poză cu sticla așa. Gata, mă. Ai culo, eu o iau acasă, dă-mă un culo aici. Ia. Ce tare e asta! Ma! Hai să ieșim, că e bine al grup, hai, afară! Gata, bătă-mi! Să fii sănătoasă! Stați, mă, să ieșim și noi! Bă, dar vă înghesuiți la băutură, mai ceva ca noi! Mai ceva ca noi se înghesuie alinoști! Ia vezi!
e mai tare decât coniacul ăla. Ăsta mi se pare un vin, ce, ăsta e vin, ține cont. Dar are 15 ani. Ăsta e deja coniac. Da, asta zic și eu. Gata. Mi-a ajuns, boss, gata, cât îmi dai? Eu am înțeles că vrei să mă prinzi, dar așa halul ăsta. Azi te fac muci, Alinu. Irish coffee, yeah. But there is a Romanian coffee, which is way, way better. Very good. Yeah. So they, now I just made in Brazil 3,000 kilometers. And now from here, I will go in Chapadinha. Chapada. Sim. You're going to the best place in Bahia. Yeah? Please. Yeah? Deixe all cachaças you can. Cachaça em Chapada is good. It's one of the best cachaças in the whole Northwest. But artesanal cachaça. Yeah. Especially Serra das Almas. Especially this. Serra das Almas is very good. Okay. S-a terminat turul nostru. Acolo este magazinul, nu am mai intrat pentru că nu aveam nimic de cumpărat și am preferat să ridicăm drona și acum înapoi în autocar, la mașină și acasă. Alina încă mai stă puțin de vorbă. Mai schimbă niște informații, așa. Foarte tare puștul. Deci o să vă las link-ul în descriere și când, dacă vreodată veniți pe aici și vreți acest tur, vorbiți direct cu puștul pentru că știe foarte bine limba engleză. Ok, ai zis? Și este de foarte mare ajutor. Ne-a explicat băiatul ăsta tot ceea ce am întrebat. Super tare. Stați că nu se termină așa. Ne-a oprit autocarul acum. Pe final să gustăm niște struguri. I-am zis Aline, hai să rămânem acolo, îl dă-i încolo. Aline zice, nu, că mie îmi plac struguri. Așa că hai să dăm ea maniei. Dar dacă e Alino, ia și pentru acasă, ia acolo. Ia să vedem. Fusca, macri. Auzi, mă? Tot ce sunt de-aia, te avem noi în curte, nu e nimic deosebit, știi? Îmi plac. Lumea e gustă, se minunează. Dar eu cu ăștia am crescut, aveam în curte. Deci, pe bune, chiar în casa veche, eu aveam ăștia fix în curte. Pentru mine ăștia sunt așa, un kind reminder de copilărie. Oh, Doamne, dar nu mie îmi plac, chiar îmi plac. Nu știu cum sunt. Fuuu, dar sunt acri, bă. Yeah, it's beautiful. The grapes are a little bit sour. Yes. Yeah. They are not ready. Mm-hmm. I think in maybe in 2 weeks, three weeks will be ready. Yes, yeah, it will be sweeter. Yeah. Niște de masă, adevărat, nu avem și noi, yeah. Hai că am găsit ăștia mai pricopsiți aici. Ia să luăm aici un bob. Mie îmi plac așa. Dar sunt acri, boss. Mie așa îmi plac. Ți-e plac așa mai acri? Da. Și îmi plac, tu ne-am observat că mie îmi plac strugurii verzi în general, eu și când cumpăr. Cum mă struguri verzi? Să străiască ție. Struguri aia verzi că-s mai acri, da. Sunt. Ia mănâncă tu de aici struguri verzi, să vezi că nu poți să-i mănânci. Nu verzi, și când mă cumpăr din supermarket, îmi plac că aia verzi, bobul ăla mare, dar verde, a, nu roșu. De masă, da, mă, dar sunt de masă, mă. Da, da, îmi plac ăștia care sunt mai, nu sunt foarte copți. Ăștia sunt oricum alt soi. Ia, aici cum sunt. Ma, tot acris, mă. Puh. Gata, nu mai mănâncă măcar cu mine. Am mâncat. Ia cola cu pătine. Gata, nu mai mănâncă. Mi-a ajuns. Foarte bun, dar nu mai vreau. Peste 3 săptămâni, într-adevăr, ăștia chiar o să fie niște suguri foarte, foarte buni. Dar oricum, nu prea sunt de mâncat. Ăștia sunt așa de făcut vin. Nu-s de aia de masă.
Ia fiți atenți că puștul care stă după noi și ne traduce absolut totul, el și desenează foarte, foarte frumos. Și aici este mama lui și cu el. Și cu el. Și dacă țineți voi minte televizoarele alea pe tub, uitați-le. Da. Mi-a spus că este... Sunt desene făcute de el. Aha. Ia mai de aia și tot televizoare. Astea sunt alea sport. Mai bagă, mai bagă, Alina, lasă-le, televizoare sport. Mai bagă aici să vedem ce mai face băiatul. O, dar are talent, nu se joacă. Da, frumos. Super și scrie ceva acolo, da. Și, da, bagă și un text așa. Da, frate, omul desenează bombă. Omul desenează și pe, și pe hârtie, dar și pe tabletă, foarte frumos. Am văzut, i-am văzut tableta, am văzut... O, oh, să fie de capul ălora care nu sunt cum trebuie. El a zis așa că dacă vrem să ne facă un portret, ne face, dar el cât am stat la masă, el a desenat portrete pentru alții. Da, el a avut de lucru, a muncit. Our beer, Skol, our beer. Skol? Ah, we have it in Romania also. Yes. I think it's not the same, Skol, yes. But the name is similar. Yes, yes. Yeah. Dar se scrie la fel. Da, Skol, dar nu cred că e aceeași companie. Posibil, îți dai seama că nu e. Gata, am ajuns, ne luăm mașinuța și mergem acasă să ne descărcăm amintirile. Amintirile noastre și vlogul vostru. Cam așa stă treaba. Mai avem și noi mașina aici, Alina? Mai avem, ia uite-o cum e. Uite aici, după asta galbina. Au ce frumos se vede cerul acum. Pe apus. Deci am adus. Mai devreme a fost atât de roșu cerul. Da. Dar eram în autocar și n-aveam cum să filmez. Și sunt și geamurile fumării în autocar. Da. Oricum, uite, am oprit Alina special pentru tine la mașină, la mașina noastră la apus. Deci ești în parcare. Adică am clat în ce s-ar. Nu, că ia uite. Nu glumi cu mine. Că mi-au dat aia să retrăiască familia lor. Mi-au dat 5 tipuri de vin, mi-au dat coniace și vreau să mai îndea alcool de 80 de grade. I-am zis pas, aia nu, n-ai cum. Deci dacă beam și pe la 80 de grade, Alina... Caput. I-am zis nu, că mai trebuie să conduc și... Bine, noi avem cazarea, cred că la câteva minute de aici, e foarte, foarte aproape. Trebuie să ne mai oprim la un magazin, Alina, să mai luăm niște steak de pui. Au și aici niște chestii de pui congelate. Ma! Bine de bine. A? Sunt și ieftine. Da. Uite, dacă să ți-o zic pe aia dreaptă, un Dodge Ram de ăsta mi-ar plăcea asta. Asta e o mașină care pe mine m-ar caracteriza. Uite una ca asta așa. La noi oare, nici nu știu dacă e la noi ai putea să aduci o mașină ca asta sau dacă ai putea să găsești o mașină ca asta să o matriculezi. Dar acum depinde cât are motor, că dacă are motor de vreo 5.000 sau 6.000, plătești pe an de... îți vine rău. Ca așa e Europa, la noi avem taxe. Posibil să se poată, doar că trebuie să-ți permiți să o întreții. Da, să nu, să plătești bă, taxele. Treaba e că să o întreții pe asta, e ca o mașină normală. Doar că taxele care guvernul ți le impun sunt foarte, exact, foarte mari. Să-ți permiți să o ții, să o... Aici, de exemplu, la ăștia n-au taxe pe așa ceva, pentru că ei trebuie să deplaseze, trebuie să muncească și aia e. Dar la noi asta se consideră lux. Ok. Am ajuns acasă, am mai rămas ceva din salata asta orientată pe care a făcut-o Alina ieri. Acum e mai bine. Dar trebuie să o băgăm puțin la microunde, că frigiderul cam înghețat-o. E ice age aici în salata asta. Dacă nu mi-am dat seama și am pus-o mai sus, unde e congelatorul și... Cum v-a plăcut vlogul de azi? Lăsați în comentarii. Este un alt fel de tur decât ceea ce am mai făcut noi până acum. Ca așa, pe unde am mai fost, am mai luat așa, cu barca până undeva, pe la o plajă, pe la oaia. Dar un astfel de tur, de tur foarte, foarte complex, nu am mai luat și chiar a meritat fiecare cent. Și o să ne mai uităm după un tur, am venit eu cu ideea, tot ce zara o că na. Când o să fim undeva la vreo, lângă o plajă, ceva, lângă o stațiune, să luăm o barcă de aia de petrecere, unde tot așa, cu ceva mâncare, dar fără să oprim
undeva. Doar mi-am suit pe barcă și bumți bumți. Să vedem și noi cum e. Chiar suntem curioși să experimentăm o chestie ca asta. Mâine mergem într-un parc național, adică în apropierea unui parc național, o să stăm acolo. Încă nu m-am hotărât câte zile, pentru că acum am și libertatea de a sta mai mult, că am reușit cu mașina, după cum v-am spus mai devreme, și o să mă gândesc. O să-mi extrag întâi tot ceea ce am filmat astăzi, să salvez pe hard, și mă uit după cazări. Aștept și un răspuns din partea unei fete de unde am închiriat mașina, pentru că i-am dat mesaj pe WhatsApp că mi-a apărut cheia aceea de service pe mașină, și trebuie să o ducem la un atelier ceva. Mi-a apărut de acum vreo 2 săptămâni. Eu tot le-am dat mesaje, dar ăștia în Brazilia nu răspund. Adică ei poate să răspundă și după o săptămână și să zică că e normal pentru ei. Eu le-am tot zis, răspundeți că e mașina voastră. Parcă, nu știu, mi-e milă mie de ea, pentru că e mașină nouă, are 15.000 de kilometri acum. Și serviciurile la început, adică schimbul de ulei, de filtre, știu că este foarte, foarte important atunci când mașina are puțin kilometri. Și mi-au răspuns că să vadă dacă putem să facem aici serviciul, dacă o să mă contacteze mâine după ora 9, nu o să mai fiu aici. Dacă o să mă contacteze înainte, probabil că o să rămânem să facem serviciul și o să mai luăm o noapte, pentru că eu nu plec de aici după amiaza ca să prind noaptea pe drumuri. Pentru că până în apropierea acelui parc național o să facem undeva la vreo 8 ori. Și ori plec dimineață, ori nu mai plec. Dar până în următorul vlog, când nu se știe ce vom face, ori serviciul la mașină, ori plecăm către parcul național. Nu uitați, oameni buni, să ne lăsați un like dacă v-a plăcut, să ne dați un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Mulțumim celor care sunt abonați la noi și sunt alături de noi de fiecare dată când postăm. De asemenea, vă așteptăm și pe Instagram, Sizeshow și Alina Naminescu. Vă invităm să accesați și linkul din descriere, care vă va trimite direct către pagina mea de OnlyFans. Acolo vedeți content explicit cu mine și cu Cezarao, special pentru cei ce sunt interesați. Noi vă pupăm, vă îmbrățișăm cu mare, mare drag și ne vedem în următorul vlog. Vezi că ți-a mai rămas o farfurie și o furculiță. Da, vezi dacă mă ții de vorbă? Vezi, mă, dacă mă ții de vorbă? Hai, nipa! Păi da, vezi că mi-ți arăt. Aoleu, tu ai pus deja ulei acolo la jeans? Îl pusesem, bosule, că mă pusesem pe treabă. Da. Hai, nipa!